Salut, Vlad, și bine v-ați dat episod pe telefon, o să stă Alexandru Novac. Și astăzi să vă prezint un nou joc de la Supercell. După cum știți, cei de la Supercell au creat cel jocul Clash Royale, care a fost popular, Clash of Clans și mai multe. Acest joc cred că o să fie mai popular decât Fortnite, după părerea mea, când se va lansa. Din păcate nu s-a lansat în România, nu o să-l găsiți dacă îl căutați pe Play Store. Trebuie să folosiți un VPN și să vă intrați pe alt cont, dacă vreți o să fac și tutorial dacă strângem mai multe like-uri. Am făcut decât tutorialul și acum pun un nume, îi dau play și să vedem cum este. Jocul ăsta e disponibil în Canada, pe Android, și s-a lansat mai recent și o să vedem cum este. Am încercat un joc destul de bun. Dacă tot n-am idei ce joc o să joc, dacă tot cei de la Supercell au jocuri șmechere, am zis să joc de ei. Sunt tot felul de jocuri de la Supercell, GTA 5, auzi, Clash of Clans, Clash Royale și mai multe. Și tu o să folosești un VPN și vedeți și voi cum e jocul. Și am și eu pe acești tipi. Acum cred că jucăm cu playeri. Mamă. O să vedem. Sunt și eu mai nou la jocul ăsta, nu prea am jucat niciodată. Deci asta e prima oară când joc. Și sper să-mi placă acest joc. E un joc online, bineînțeles. Și jucăm cu un joc cu VPN din Canada. Jocul ăsta e disponibil la noi, cel puțin momentan. O să fie. Puteți juca și pe emulatoare, jocul, cred. Am făcut episodul numai pe PC, am zis să facem și pe telefon. Nu să mai facem pe PC, foarte rar facem pe PC, pentru că da, nu prea am acces mereu la PC-ul respectiv, ok. Da, ne jucăm cu boți și trebuie să colectăm cât mai multe gemuri pe modul ăsta de joc. E și un mod de Battle Royale. Da. Aici avem interfața jocului, deci nu știu unde s-a apăs. O să apăs la SOP. Sunt hype pentru că Clash Royale, jocul ăsta n-are foarte multe chestii în el, pentru că nu s-a lansat peste tot. Și așa era și Clash Royale înainte, foarte șmecher. Cum mi se pare și jocul ăsta. Deci avem cărți. Nu-s foarte multe eroi, Brawler să numesc ăștia. Și aici avem brand. Și am căutat și o tutorial pe YouTube și am găsit și am ce să descarc și o jocul ăsta. O să-i dau Neo Game Room. Deci avem, puteți face și game. Eu nu știu ce să fac, nu știu pe unde să apăs. O să-i dau Battle. Și o să joacă momentan foarte multă lume jocul ăsta din Canada și de unde este disponibil. Și chiar români joacă, pe majoritatea poate auzi de jocul ăsta. I-am uitat semn de el, dar mi-am adus aminte azi. Și am să cer să văd dacă merge și văd că merge. Găsiți pe internet pe capa, dar nu merge, vă dă eroare. Am încercat și eu la început. Și sunt cam la jocul ăsta, abia în momentul ăsta vreau să filmez ca să am pregătit un episod. Și azi vedem ce putem face, văd că suntem cu playeri alea aici. Și mă cheamă Alexandru Novac dacă aveți și voi jocul și vreți să jucați cu mine. Cred că pot juca 1v1 cu playeri, nu sunt sigur. Și jocul ăsta zic că nu știu cum să zic modul de joc. Dar vă dați și voi așa că e mai bun decât Clash Royale și decât celelalte jocuri. Este nu un joc strategic, ați putea spune, un alt fel de joc. Alt fel de mod de joc. Asta dacă dă asta aveți super puteri. Acolo aveți super puteri, am super puteri mari ca strike. Puteți da strike, ia uitați. Dar n-am numele pe nimeni, din păcate. Jocul ăsta era de mult disponibil cu VPN din 1 iunie chiar 2018. Și o să mai jucăm jocuri. O să mai jucăm jocuri de gen, o să mai jucăm acest joc. Și se pare că vor câștiga, că se va lansa pe în toate țările jocul ăsta 100% vor fi copii asemănătoare. Dar mereu jocul original va fi cel mai bun, adică copiii de Clash nu o să se compare cu Clash Royale. Copiii de acest joc nu se vor compara cu el. Va fi alți eroi, alte arme, dar va fi ideea cam identică. Asta înseamnă copii. Să fie la fel joc, numai să fie diferit cu controlele, cu grafica, cu hărțile și mai multe chestii. Se pare că echipa mea a fost numai de acești gemeni lobolanți cu arme. Și echipa aceea a fost cu un tank, cu unul mic și cu unul, nu știu. Nu știu cum să numesc chestia astea, pentru că n-am jucat niciodată jocul, abia acum. Deci,
un premier de Vanzucan, nu vreau niciun player gain. Se pare că aveți chest-uri aici. Face și un mic chest opening, ok, corect. Și deschide și un coins. Și nu merge pe contul vostru, trebuie să aveți alt cont. Ok. Asta nu înțelegeam eu, că nu mergea jocul. Văd că avea... Am auzit. Am uitat și la body, nu sunt chiar... mă pricep cât de cât la jocul ăsta, dar s-a optat așa și diferit. Dar nu sunt chiar așa nob. Începător, m-am informat și eu cum arată jocul și toate cele, ca să nu fiu foarte curios. Dar, în general, nu știu cum se controlează. Văd că s-au updatat cu sopuri și mai multe. Hai să dăm bătălie. Văd că putem da la practice. Hai să dăm la practice, că... Dar nu-i dau exit, pentru că nu vreau la practice. Asta e, cu schimb modul de joc. Se pare că n-am alte moduri de joc. Sudden Down, Daily Events, Special Events. Poate trebuie să am level mai mare. Hai să jucăm aici, la bătălie. O să chipi și eu, perfect. Și hai să vedem. Merge cu asta. Se pare că echipa lasă să litoi de ăștia, cu arme. Hai să vedem ce putem face în acest episod de Brawl Stars. O să zic mai mult cu asta să vă prezint. Și aș vrea episodul ăsta să-l pun fix acum, când îl filmez. Pentru că vreau să vă arăt și vouă jocul ăsta. Nu sunt primul om care joacă jocul ăsta. Sunt mult mai mulți tipi care joacă, care au jucat chiar de mult pe iOS. Și trebuie să-ți faci un cont de iOS în nu știu ce limbă ca să deblochezi jocul pe... Da. Iar pe Android de mult mai și pe folosesc pus și pe VPN și după aceea, bine, era de mult metoda asta, dar abia acum am văzut-o, că mi-a adus aminte de jocul ăsta și după aceea e tipă magazin Play și o să găsesc jocul. 100% nu o să reușiți să faceți, pentru că eu nu am reușit la început. Trebuie să folosiți un anumit VPN, nu orice VPN, pentru că am încercat tot felul de VPN-uri. Asta e păcat. Hai să ne ascundem și noi în buruienile astea, să ne facem viața și nu ne vede nimeni. Văd că câștigăm și meciul ăsta, că avem SPG-ul și echipa adversă nu prea au. Și jocul ăsta văd că observ că are meciuri mai rapide și față de alte jocuri. Ok? De alte jocuri de la Supercell. Și dacă vreți, o să facem și Clash of Clans pe canal, dacă vă place. Rewards, ok. Rank up, total. Bun. A câștigat, deci probabil nu neapărat o să folosesc VPN-ul când am jocul descărcat, dar nu o să fie disponibil jocul ăsta în România dacă căutați Brawl Stars pe Play Store, pe orice cont. Boxers, dacă aici avem Boxers, 30, GG-ul am 0. Nu știu ce să fac. More Game Room. Am ready. Pot să dau prieteni? Ia. Ok, apare, a uitat cineva cu mine sau nu știu care-i fost Zuleanca. Aparent ăsta e și un erou care l-am. Trebuie să deschid chest-ul probabil ca să să-mi pici ceva, să-l gradez sau nu știu ce. Și chest-ul îi spun că îți pică la meciuri, ca pe Clash sau pe alte jocuri. Da, presupun. Nu prea mă pricep la jocul ăsta. Poți să aveți și un device foarte slab, pentru că va apărea jocul pe magazin Play dacă va fi în anumită limbă. Nu chiar foarte slab, o să fie măcar un Z5, Z4 ceva acolo, dacă există Z4. Și să turmărie de un urs care are abilitatea personajului respectiv. Nu toate personajele au arme, cum se Brawler sau cum vreți să-i spuneți. Eu nu prea știu. Și mie îmi place jocul ăsta, nu știu. Modul ăsta nu l-am văzut la niciun joc. Și el cu modul din Dota 2 și din League of Legends. LOL, modul ăla din LOL. Puțin, dar numai că nu sunt boci sau ceva care merg și tu o să zici baze, pare puțin combinat și nu știu de unde s-a inspirat jocul ăsta, că orice joc s-a inspirat de undeva. Poate s-a inspirat de undeva și nu știu eu, dar, nu, dar momentan nu știu. O să, probabil, o să văd informații despre acest joc, ce se mai întâmplă cu el. Ok. Sunt și puțin în fundă că sunt bolnav.
Hai să vedem ce putem face. Puteți vedea aici că sunt conectat cu un VPN anume. Nu, mă, oare. Și ca să nu credeți că vă conectați pur și simplu cu țara respectivă, după aceea intrați pe Play Store și gata. Nu, asta, tot faceți mai multe chestii și vă că am pierdut. Asta e. Că e distractiv jocul. Ați vrea și cu sunet că îi dau play again, nu știu dacă voi și ceilalți. Uitați, muzica e de Halloween, cred. Nu știu. Play again. Nu suntem foarte mult timp, uitați, sase din sase. Și aici, îți cred că singurul joc de la Supercell care nu are modul ăla de joc normal. Nu știu dacă o să-l lansezi pe toate dispozitivele. Poate, nu, ce știi ce se poate întâmpla cu jocul ăsta, poate va fi chiar mai bun decât Fortnite. Și bineînțeles, clasicul buton de connection și ai conexiune. Hai să dau ce sunetul cu pe episod sau de ciudat. Așa. Și nu vă faceți griji, dacă vreți Fortnite, am pregătit episoade de Fortnite destule. Deci nu vă faceți probleme cei care joacă Fortnite și le place acel content, dar mie nu prea îmi place așa mult Fortnite. Mamă, mă că m-am blocat și nu lua damage. Hacker spurcat și nu lau damage. Că aveți scurs și el, bă, merge sigur ce vede asta. Ascultă tu fis, hai bă, ascultă te tu fis. Bă, bă, ăștia-s plen, mai care joacă fiecare zi din Canada. Nu mă pricep la jocul ăsta. Nu sunt foarte mulți oameni care joacă acest joc în momentul de față, că nu toată lumea știe metoda. Dacă cați pe internet, 100% o să știi, dar caracterul meu s-a blocat pe aici. Hello? Red Team, ok, asta e echipa roșie. Pe ce și le și noi ne vedem albastri, clasicul jocul de la Supercell, vă că ne-am omorât ambii, cred, da. Sau? Apare acolo cine te-a omorât. Un fel de shooter, game într-un fel. Mai că e third person și 2D, că vezi de sus. O mini lume 2D. Grafica e interesantă. Un nou stil de grafic de la Supercell. Și, da, ia să vedem. Rom, nu știu ce, are chestia asta după Clash Royale. Există clane sau ceva de gen, nu știu. Da. Să numesc band aici. Search for band sau create band. Uite, facem felul următor, avem nevoie de level 5. Facem noi, clanul Bowmenii Români sau ceva. Canal. Sau nu știu. Armata Novak. Armata canalului. Da. Sau nu. Fanul Alexandru Novak ați numit. Doamne, doamne, vă și sau pot căutați, de exemplu, România. Poate a făcut cineva un clan din România, ia. Oh, hai. Era pe ăsta cu 4 play. Izau zoni. Poate sunt și români care joacă jocul ăsta cu VPN-ul. Salut. Hai să mai dăm un bătălin pentru că jocul ăsta ia cât a fi, mai sunt curios, 14 minute, ok? Cui place jocul ăsta, link e subscribe și sale. Joc bun, rău de tot. Brawl Stars. Die! Dă cu de asta. Sper să te băcă modul și de Battle Royale. Sper să tu unul dintre românii, comunitatea românească de Bowman Stars. Deci, e de mai rar comunitatea asta, pentru că sunt români care joacă body, unul care cheamă hacker nu știu ce.
alt copil care făcea episoade cu el. Deci cam toată lumea joacă. Nu toți, dar nu vreau să vă zic că nu-s foarte multe clipuri cu jocul ăsta. Sunt care joacă și nu fac YouTube cu jocul. Dar am zis să fac dacă tot au canal de YouTube și au cât multe episoade pe el. Să-ți facem multe joculețe pe canal. Mergem prin Tufis. Și pare că în sfârșit că câștigăm și noi un meci până acum, că a câștigat 2-3, dacă nu mai cel pe episod. Nu vreau să vă contrazic, puteți să spuneți voi în comentarii. Nu mă supăr. Ok. Hai să vedem ce putem face. Cam mi-am bătut, i-am făcut praf, nu știu dacă am făcut și eu un kill, că am tras pur și simplu la nimeni reală. Iar deci echipa asta este de astea, star player, ok. La probabil a fost cel mai bun din meci, pe supun. Îi dau exit. Și aparent ăsta e jocul. Păi la tot puteai să faci control, să tragi, să mergi pe WA, să dă nu știu. Cam asta a fost episodul. Deci ăsta e jocul Brawl Stars. Am mai câștigat ceva. Collect. Oh! Un loc. Nita. Oh! Nou caracter. O să jucăm de episodul viitor dacă vă place cu caracterul ăsta. Și o să facem tutorial la 100 de like-uri. Calma, că v-am și fit, am făcut 1000 și una de... Aș vrea să pice asta place, contul. Și asta. Asta n-am auzit de ea. Asta e arată bine. Aș vrea să pice. Asta nu pot zic, e prea bun, ca jucat acum cu el. Ok, pot să cupe deja cu bani. Ah, oh, free chest. O să-l deschidem. Gold. Nita, conita și cu carte. Și Eli. Ok, nu vreau să mă la reclame. Ba, dar pot să te uiți la reclame să-ți dea căci, că pe creșoare nu existau reclame. Pentru că câștigă aia la bani, nici acum, da. S-ar putea să bage și știi. E selectat. Asta tot cu asta e skin-ul e, ok, pa să aibă și skin-uri, ca un caracter. Cum îl selectez? A, de aici, ok. Și noi aici lui cu deck selectezi tu ce personaj vrei tu să joci. Ce, Brawman, cum să numești jocul ăsta. Hai că o jucă și... A, jucă, pa.